Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 27. Și spune cuvântul Domnului așa. În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foame mare în toată lumea. Și a și fost în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudea, ceea ce au și făcut. Vedeți, au hotărât, ce spune Biblia că ceea ce au hotărât, ce au făcut? Au pus în aplicare, da? Au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența Domnului, chiar dacă v-ați mai salutat de data asta, faceți-o într-un mod specific în tema mesajului de astăzi, spune celor de lângă tine, fi generos! Puteai să-i spui că te-am văzut la colectă, de ai mesajul ăsta. Am văzut cât ai. După cum bine știți, sunt destul de pasionat de istorie și istoria în toate, dacă vreți, dimensiunile ei, și antică, și medievală, și contemporană. Și un capitol pentru mine foarte fascinant a fost, dacă vreți, capitolul numit cel de-al doilea război mondial. Am citit undeva despre faptul că în momentul în care forțele aliate, respectiv trupele acelea care au debarcat în Normandia, au ajuns pe teritoriul Germaniei, înainte de capitularea Germaniei, din vest au venit trupele aliate, din est rușii, și la un moment dat, în 1945, după cum bine știți, Germania nazistă a capitulat. Însă am citit că la un moment dat într-un lagăr de concentrare uh, uh, un detașament de soldați, mă rog, uh, din armata americană au descoperit o cameră. O cameră în care erau undeva la vreo 40-50 de copii. Copii de evrei, orfani, dar care arătau un ultimul hal. Erau efectiv piele și os erau înfometați. Probabil că dacă ar mai fi durat două, trei zile, toți ar fi fost morți. N-au mai avut gloanțe și au decis să închidă în camera aceea supraaglomerată și să moară de foame. Când soldații aceștia au descoperit camera asta, s-au șocat de halul în care au găsit, gândiți-vă copii de 9, de 10, de 11 ani. Acești copii au fost preluați de către un spital din apropiere de campanie, și și-au dat seama însă, medicii, că nu-i suficient doar să le dea înapoi alimentație, să-i hidrateze, să le dea alimentația corespunzătoare. Copiii aceștia toți, acest grup mare, acest contingent mare de copii aveau o mare problemă. Nu puteau să doarmă noaptea. Pur și simplu nu reușeau să doarmă noaptea. Uh, zile și nopți la în copiii aceștia rămâneau treci. Deși li să dea mâncare, deși li se asigura faptul, sunteți pe mâini bune, aveți ce să mâncați, nu faceți griji, sunteți în mâini sigure. Și cu toate acestea, oricât de multe cuvinte frumoase le-ar fi spus acești îngrijitori, asistentele, uh, medici de campanie, nu puteau să-i determine pe copiii ăștia de 9, de 10, de 11 ani să doarmă. În cele din urmă, uh, au chemat un, uh, un medic, un psiholog, care a început să, să, se uită la comportamentul acestor copii. Și a venit următoarea idee. A zis, copiii aceștia au fost descoperiți în ultimul stadiu, probabil, de înfometare, în pragul morții. Și cea mai mare frică a lor, a zis, nu este nu gloanțele, cea mai mare frică a lor nu este bătaia, deși au avut parte de ea. Cea mai mare frică a acestor copii este teama că nu o să aibă ce să mai mănânce. Și spunea că acest medic a făcut următorul lucru. Seara, înainte de culcare, la fiecare copil i-a dat câte o bucată de pâine și l-a pus -o în mână. Și a zis, în mod interesant, în noaptea aceea, în 50 minute, toți copiii ăștia au adormit. Pentru că aveau ceva palpabil avea un sentiment de siguranță că dacă se vor trezi, o să aibă ce să mănânce. Vedeți, dumneavoastră, vă spun lucrul acesta pentru că anumite crize prin care noi trecem în viață, nu doar că ne marchează, dar nici schimbă comportamentul. Există situații, există probleme prin care trecem în viață și care ne marchează și care de foarte multe ori ne schimbă comportamentul. Ne scoate din situația normală, obișnuită de a reacționa în fața unor lucruri, și ne duce în situații în care ne comportăm uneori aparent atipic. Dar dacă vom înțelege substratul problemei, vom înțelege și comportamentul. Am un prieten, apropo de asta, pentru că se vorbește aici despre foamete. Am un prieten care astăzi eu nu om binecuvântat de Dumnezeu, conduce un business destul de mare. Am observat următorul lucru de când l-am cunoscut. Stăm la masă, și comandă cinci feluri de mâncare. Omul are 90 de kilograme, eu cu el nu dăm mai mult decât unul mai zdravă la un loc. Și am zis, vă, stau alea, că da, e prea mult. Nu, zice, lasă să fie. Asta a fost o dată. Cred că am mâncat jumate, ce jumate, nici jumate, din câte porții o comandat. A doua oră mi-aduc aminte când am stat cu el la masă, din nou, cred că 5-6 feluri, pune și aia, pune și aia, pune și aia. Bucuria spătarul normal. Să zic, omule, dar cine mănâncă atâta? Mai vine cineva? Nu, zice, noi doi, dar lasă să fie. N-am vrut să fiu nepoliticos. Nu, no, te super când îți dă prea multă mâncare, hai să vin serios. Am zis, ok. A trei ore mi-aduc aminte, am stat cu el la masă și din nou, cred că o comandat șase feluri de mâncare. Păi, dar exagerat de mult. Și am zis, mă, zic, stai să te întreb ceva, dar nu te supăra pe mine. Mă zic, tu vezi că nu poți, rațional, tu vezi că nu poți să mănânci nici o, nici tu. Nu putem mânca, cred că nici ce, 30% din cât e aici, un sfert dacă mâncăm. De ce comanzi atâta? Și mi-a zis așa, Dorel, trebuie să spun ceva despre mine, despre copilăria mea. Eu în copilăria mea am dus-o foarte greu. Și când spun foarte greu, este că eu în copilărie am mâncat, mi-a povestit un lucru care m-a șocat, am crescut într-o sălăcie atât de mare încât dacă aprindeam o coajă de pâine, eram cel mai fericit. Au fost foarte multe momente în povestea când mă duceam la vecini care aruncau la animale sau la gunoi anumite chestii și mă duceam și le mâncam. Și au zis, când am fost mic, ani de zile așa am crescut. Într-o sărăcie luci, undeva la marginea Bucureștiului. Și mi-a zis așa, mi-am zis în copilărie, nu o să o iau niciodată, mă uitam spre cer cu stomacul gol. Și zis, mă uitam la luxul, la opulența altora și am zis așa, Doamne, nu eram pocăit. O zis, Dumnezeule, dacă vreodată în viață o să ajung să am bani, iartă-mă, o zis, dă da, spun un lucru, o să mâng până nu mai pot. Și o zis, Dorel zice, știu, mă binecuvânta Dumnezeu, am de toate, deci am să mâng pentru încă cinci vieți. Dar zis, pur și simplu, nu pot să-mi scot din minte reflexul de a, avea mai mult, de a vedea mai multă mâncare în fața mea. Pentru că în copilăria mea am fost marcat de absența ei. Crizele din viață, dragii mei, asta vreau să vă spun, problemele noastre din viață își pună amprenta asupra comportamentului nostru. Acum, ce vreau să vă spun, dragii mei, este nu dacă vom trece prin crize în viață, sub diferite forme. Aici e vorba despre o criză alimentară puternică, o mare foamete care este profețită și care se împlinește, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe vremea împăratului Claudiu. Dragii mei, ideea nu este dacă vom trece prin crize, dacă vom trece prin probleme. Întrebarea este nu când, ci cum trecem prin ele. Întrebarea, dragii mei, este cum vom reacționa când ne găsim în situația aceasta. Pentru că, dragii mei, studiile, și nu numai, demonstrează faptul că oamenii în criză schimbă comportamentul. Și oameni, ascultați-mă, de foarte multe ori nobili, oameni aparent principiali, într-o situație de criză, uneori se comportă într-un mod animalic. Dostoevski, mi-aduc aminte în uh, frații Karamazov, spune la un moment dat în felul următor, prin vocea lui Ivan, spunea, în sufletul fiecărui om există o fiară a patimilor dezlănțuită, dar care este ținută cumva în lanțul credinței. Ce vrea fiara asta a patimilor? Să se rupă și va avea întotdeauna tendință să se rupă din lanțul credinței noastre. Unii o reușește în momente de criză, în momente în care ne simțim încopleșiți, instinctul firii pământești, uneori de natură chiar animalică, iese la suprafață din oameni. Dați-mi voie, dragii mei, să vă dau câteva exemple. Zilele acestea trecute, după cum bine știți, Spania a fost lovită de o mare catastrofă. De niște ploi uh, istorice au murit, încă se numără morții, poate 300 de morți deja la ora actuală, efectiv, au fost o zonă întreagă, zeci de mii de oameni au fost calamitați în zona Valenției. Știți ce s-a întâmplat imediat, la câteva ore după mare asta tragedie? Oamenii, dragii mei, când și-au dat seama că nu mai au pâine la magazin, că nu mai au apă, că nu mai pot să-și cumpere un salam, știți ce au făcut? Oameni minter nobili. Nu-i primul caz, îți multiple exemple în istorie. Ascultați-mă, oameni decenți, oameni normali. La un moment dat am citit undeva despre un profesor din Valencia, de la periferia Valenței, care s-au dus o, -o furat din magazin. S-au dat din coate. Și de ce? Pentru că în criză, dragii mei, oamenii își schimbă comportamentul. Pentru că în situații de criză, oamenii, dragii mei, renunță la ceea ce uneori vor să pară fi. Pentru că situațiile de criză, dragii mei, scot uneori la iveală tot ce e mai rău din oameni, dar alteori ori scot tot ce e mai bun din ei. Depinde ce este în tine. Apropo de reacția asta în situație de crede că schimbă comportamentul, dacă vă dăți ce să aminte, în perioada covid primul val, când știm că au venit de la, veneau cei din Italia, a fost un caz relatat în presă, soția, avea, era o soție care avea un soț șofer pe camion. Și ăsta a venit din Italia. Și când a ajuns acasă, o suna la DSP. Soțul meu au venit, a venit, i-a spus să nu vină în casă și nu mă ascultă. Eu a spus să stea în tir. Și o sunat la DSP și la poliția locală să vină să-l ducă în, băgat în carantină, să-l 14 zile. Vă dați seama, la bine și la greu până la COVID. Împreună, dar separați. Pentru că oameni buni, crizele prin care trecem unii ascultați mă ne schimbă comportamentul. Oamenii recur la fel și fel de lucruri. Mă duc aminte, apropo de asta, dumneavoastră n-ați unii de aici, începutul anilor 90 dar eram în satul Brădești, nu o să niciodată, în primii ani, 91, 92, 93, nu exista o brutărie în sat sau la beiuș în sensul la să ai magazin. Mi-aduc aminte că trebuia să stau uneori câte două, trei ceasuri la rând, venea mașina cu pâine, trecea până câteva sate, prin Dumbrăvan, prin Stâncești, prin Brădeș și mai apoi trebuia să ajungă la Chișcău. Și mi-aduc aminte că mă trimitea mama, aveam șapte, opt ani, mă duceam să stau la rând după pită. Și așteptam mașina care venea cu pâinea aia. Oameni buni s a întâmplat la un moment dat, dar gândiți-vă, mergeam toți băieți, colegi, prieteni, toți eram prieteni acolo. Dintr-o dată o venit șoferul, o parcat în fața căminului din satul nostru și o zis în felul următor, nu mai am decât 30 de pâini, nu eram vreo 60 de oameni acolo. Cât mă? N-am decât 30 de pâini. Primul venit, primul? Nu vrei să știți cum au fost primii veniți. Dintr-o dată, ascultați-mă, nu am mai fost prieten cu nimeni, Dintr-o dată n am mai respectat pe nimeni, dintr-o dată fiecare își o da cote, nu mai conta că e bătrân, că e tână, că e copil, că ascultați-mă, a fost, mi-aduc aminte de scena aia, am uitat cu toții cine suntem. Pentru că atunci când îți foame, nu mai, nu mai ești tu. Te schimbi. Dragii mei, vreau să ne uităm astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că tocmai despre o criză e vorba aici. Imaginați-vă, e o perioadă înfloritoare în biserica din Antiohia, un oraș bogat, un oraș prosper, e o mare trezire, se pocăiesc în masă, nu numai evrei, se pocăiesc și greci. Și toate lucrurile merg extra. Un an de zile, dragii mei, e o perioadă neasă de un honeymoon spiritual. Lucrurile merg bine, Pavel cu Barnaba învață biserica, crește, mari treziri, mari semne, toate lucrurile sunt perfecte. Și dintr-o dată, de la Ierusalim, se coboară o ceată de proroci. Și unul din ei spune cuvântul lui Dumnezeu că se ridică în biserica din Antiohia și spune așa vorbește Domnul. Va veni o foamete mare și foamete asta va fi atât de mare că va cuprinde toată lumea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. What? Ce vine? Foamete. Noi n-am trăit generația asta foamete. Oamenii din antichitate, dragi mei, erau obișnuiți sau știau ce înseamnă, aveau noțiunea de foamete. Ultima mare foamete care a prin regiunea aceasta, Europa de Sud-Est, a fost în 1946-47. Vreau să vă spun, nu numai în România. Am citit cărți despre asta. În Republica Moldova, de exemplu, au fost niște zone atât de grav afectate, mai ales că și rușii au dus foarte mult la Moscova. Au fost oameni care au murit de foame. Și au fost acte în care unii au ajuns la antropofagie. E termenul cel mai elegant în care vreau să vă spun despre ce e vorba. Acte de canibalism. 1947, nu mai departe. Noi nu avem generația asta abundentă, generația care are de toate, generația supermarketurilor. Noi nu avem noțiunea de foamete. Dar vreau să înțelegeți ce însemna, în urmă cu 2000 de ani, o foamete nu locală, nu regională, ci păsă toată lumea. Și ce însemna asta? O chestie de viață și de moarte. Nu, acum e mare trezire, e mare entuziasm în Antiochia și dintr-o dată spune cuvântul lui Dumnezeu, băieți, vine foamea, așa vorbește Domnul. Și vreau să ne uităm în această zi, dragii mei, că oamenii ăștia din Antiochia fac ceva extraordinar și și interesant. Oamenii aceștia, dragii mei, e foarte fascinant și mă uit la comportamentul bisericii din Antiochia, pentru că, dragii mei, foamea aceasta nu le stinge foamea de Dumnezeu. Foamea cu care încep să se confrunte nu le stinge foamea de Dumnezeu, ba din potrivă, oamenii ăștia se comportă într-un mod excepțional. Și știți ce fac? Dragii mei, se hotără să facă un bine, și anume să strângă o sumă de bani, să strângă o colectă, deși aveau mare nevoi, să o trimită la Ierusalim, să-i ajute pe sfinții de acolo, să ajute miile de oameni care erau în Ierusalim și peste care veniseră de asemenea, ca și la ei, foamea. Oamenii ăștia, dragii mei, fac bine. Știți când? Într-o vreme grea, E una să faci bine când e ok. E, e una să faci bine când și ți-e -ți e bine în general și și la alții, dar e altceva să faci un bine când și tu ai probleme și și alții au probleme. Pentru că, de regulă, dragii mei, noi schimbăm imediat prioritățile. Despre asta vreau să predic în această, în această dimineață, un bine făcut într-o vreme grea. Și vreau să nu uităm la biserica din Antiohia și vreau să învățăm câteva principii în această dimineață, un bine făcut într-o vreme grea. Și ascultă-mă primul principiu pe care vreau să-ți-l împărtășesc. Ca să poți să faci bine. Pentru că asta face biserica din Antiohia. Alege, dragii mei, să strângă o sumă de bani și să o trimită la Ierusalim ca ajutor, ca oamenii ăștia să ducă cu bine, să treacă cu bine peste marea asta criză alimentară, peste marea foamete care vine peste toată lumea. Dar ascultă-mă, ca să poți să faci bine, trebuie să fii pregătit pentru vremurile grele. Ca să poți să faci bine, trebuie să fii pregătit pentru vremurile grele. Și ascultă-mă, e nevoie de o pregătire rațională. Adică la nivelul minții tale trebuie să stabilești niște lucruri. Ok, acum e bine, trăim bine, dar e foarte posibil că viața e în cicluri. Știu că e posibil să vină o problemă și atunci eu trebuie să mă pregătesc mental pentru ceea ce va veni. Și oamenii aceștia, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au pregătit și ascultați-mă, pregătirea pentru, pentru a face bine în vremuri grele este, în primul rând, ascultăm o chestie de natură rațională. Vorbesc de mintea aceea născută din nou pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Începe de la minte. Începe să gândești lucrurile acestea. Pregătește-te pentru că ascultă-mă ce e azi noi mâine. S-ar putea ca să fie foarte bine să fii pe val, dar mâine să fii în valuri. Pregătește-te pentru momentul ăla. Pregătește-te pe momentul, nu când ai, ci pe momentul când poate nu o să mai ai. Dar gândește-te din timp, anticipează lucrul acesta, pregătește-te rațional. Și spune 1 Petru, dați-mi voi să vă dau exemplu ăsta, capitolul 4 cu 12. Pentru că sunt unii pe care întotdeauna crizele îi surprind. Și spune acolo Petru, în 1 Petru 4 cu 12, zice, să nu vă mirați. Adică să nu vi se pară ceva ciudat că a venit încercarea asta de foc, nu de orice încercare. Să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca, ca să vă încerce ca pe ceva cum? Ciudat! Nu e o anomalie, dragii mei, e o chestie care se întâmplă și trebuie să gândești. Și spunem, și asta ne îndeamnă Petru, ascultă-mă, nu e o anomalie să vină astfel de crize și astfel de probleme în viața ta. Vor veni, dar pregătește-te pentru ele. Și pregătirea, dragii mei, începe la nivelul rațional. Pregătește-te pentru asta. Setează niște principii în direcția aceasta. Mi-a plăcut foarte mult despre România e fascinantă și unică în felul ei. O luată o echipă de la o televiziune, a făcut un reportaj. Știți, la noi în fiecare toamnă, primăvară, iarnă, vară, în toate anotimpurile, all season, să se scumpește ceva. Și la un moment dat s-a anunțat că se scumpește benzina și motorina. Și era un reportaj care a mers pe stradă și a luat acolo, random, mă rog, uh, întrebat pe niște oameni de pe stradă. O zis, ați auzit că se scumpește cu, a, 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 zice, litru de motorină cu 50 de bani pe litru? Și o zis, a luat, da, cum vi se pare? Dezastru, domne. până când mai scumpesc ăștia? Fata curat. S-a dus la altul, la fel. Zice, cum vi se pare? Dezastru, domnule, dar când mai scumpesc? Dar ce mai scumpesc? Și l-a prins pe unul, liniștit. Ăsta era pregătit. Domnule, zice, ați auzit că se anunță că de săptămâna viitoare, de marți, guvernul va introduce un acciză și se scumpește cu 50 de bani litru de motorină. Zice, cum vă afectează pe dumneavoastră asta? O să mine nici cum. Dar cum a zice, aveți mașină? Da, zice. Păi, și dumneavoastră nu alimentați? Pa da, zice. Dar eu tot de 50 de le alimentez, o zis. Dom'le, că 10 lei, că 7 lei, eu tot de 50 de le alimentez. El a pregătit foarte bine mental pentru lupta asta. Dar bineînțeles că nu la asta mă refer la abordarea asta, dar oameni buni, noi trebuie să ne pregătim, Biblia ne spune că trebuie să te pregătești, să nu te prin surprindere lucrul acesta. Apoi, uitați-vă, e nevoie de o pregătire revelațională. E o pregătire rațională, mai apoi este nevoie de o pregătire revelațională. Și aici, dragii mei, este intervenția lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ca pe noi să nu ne ia prin surprindere crizele, evenimentele care vin la orizont, Dumnezeu ne pregătește. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ce face Duhul lui Dumnezeu? Îl trimite pe Agab împreună cu un grup de proroci, cu o de proroci, îi trimite la Antiohia. Și le spune, fiți atenți, așa vorbește Duhul Sfânt, așa vorbește Dumnezeu. Va fi o criză, va veni o mare foamete întinsă pe întreaga suprafață a pământului. Pentru că, dragii mei, ca să ne pregătim să putem să facem bine în vremurile dificile, în vremurile grele, Dumnezeu ne descoperă lucrurile acestea. Dumnezeu nu spune doar să ne pregătim la nivelul minții noastre, dar Dumnezeu ne spune, dragii mei, și ne vorbește prin Duhul Său cel Sfânt, vorbește, ne vorbește nouă, ne vorbește vieților noastre ca să ne pregătim pentru lecția aceasta. În 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, Apostolul Pavel îl înștiințează pe Timotei să știi că vor fi vremuri grele, adică pregătește-te. Și asta e o descoperire prin Duhul Sfânt. Nu doar o constatare, ci este o descoperire, este o revelație, dragii mei, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne vorbește în direcția asta. Duhul lui Dumnezeu pe copiii lui. Biblia spune, dragii mei, că noi, dragii mei, suntem al lui Dumnezeu, că El este Tatăl nostru. Vă aduceți aminte, dragii mei, că Dumnezeu în diferite situații și circunstanțe din Sfânta Scriptură, pe cei pe care îi socotește lui Dumnezeu le vorbește, Dumnezeu îi pregătește. Pentru că nu poți fi luat prin surprindere când ești copilul lui Dumnezeu. Și trebuie să te pregătești rațional, trebuie să te pregătești revelațional mai apoi. Cu ani de zile în urmă când am trecut printr-o situație foarte grea în viața mea, printr-o mare criză, îmi duc aminte că am avut două mesaje profetice, unul înainte și unul la mijlocul crizei. Dar am în două și mi-am dat seama atunci când am, avut, am primit al doilea mesaj profetic, mi-am dat seama că se leagă foarte mult și am înțeles mult mai bine și am știut cum trebuie să mă pregătesc. Mesajul următorul, zice, frate, Dorel, te mi-a spus, primul mesaj, cu câteva luni de zile înainte să intru în criza respectivă. Mi-a spus, printr-o soră de la Ștei, mi-aduc aminte, sora Crișan, Alex o știe, zice, frate, Dorelu, Duhul de Dumnezeu mi-a să că vei trece printr-o furtună și să ai grijă pentru că sunt oameni care vin pe lângă tine și care vor să scoată cuvinte din gura ta să le folosească împotriva ta. Amin. Îndipăr. Dar mesajul ăsta a început să, să mă pună pe gânduri. Ai grijă ce vorbești, ai grijă ce spui, ai grijă ce răspunzi. Vor să scoată cuvinte din gura ta să le folosească împotriva ta. Ai zbucnit criza, și m-am dus aminte de cuvintele. Exact așa a fost. La mijlocul crizei, când am fost la pământ, am zis, Doamne, de aici nu știu cum ies. Un prieten de-al meu uh, are un prieten care e proroc. Și-l rugat să se roage pentru el. Și apropo, zice, bă, am un prieten, trece printr-un necaz. Dacă Domnul spune, nici nu spus numele, nici necaz, o mă, dacă cumva e ceva, aduce, deci, o rogă și pentru el. Și mă sună înapoi a doua zi dimineața, prietenul să mă zice, ciudat, mie nu mi-a vorbit Domnul nimic, dar s-a vorbit eu care aveam nevoie. și eu zis, uite ce mi-a spus Dumnezeu, o să urcai pe un munte, era vorba de o lucrare, eram la începutul de bisericii aici, probabil mulți vă aduceți aminte din cei care sunteți veterani, de provocările care le-am avut, urcai un munte înalt, zice, și la un moment dat s-a apropiat un grup de oameni în jurul tău și o să vrut să scoat cuvinte din gura ta să le folosească împotriva ta. Wow! Aceeași expresie care se repetă. Dar mi-a zis Dumnezeu dacă prima dată m a avertizat, Dumnezeu a doua oară, prin același mesaj care se confirmă, mi-a spus, dar Dumnezeu vă pune stop până aici și o să vezi zbăvirea. Și așa a fost. Dar ce vreau să vă spun, dragii mei, este că aceste două mesaje profetice m-au ajutat foarte mult să fiu vigilent, să înțeleg că trebuie să trec prin anumite lucruri, dar nu poți să treci oricum. Și te ajută să te pregătești. Oameni buni, uh, mai apoi este nevoie de o pregătire a resurselor. Ca să poți să faci bine, în vremuri grele, trebuie să te pregătești pentru vremurile grele. Pregătește-te rațional, pregătește-te revelațional, pentru că Dumnezeu îți vorbește. Dar ascultă-mă mai apoi, pregătește resursele. Pentru că ca să poți să faci bine, trebuie să ai resurse. Când nimeni nu are, oamenii lui Dumnezeu pregătiți au. Dragii mei, gândiți-vă ce fac oamenii aceștia? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că au hotărât, spune Biblia, au hotărât să trimită fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudea. Oamenii aceștia, dragii mei, gestionează resurse. Cum credeți dumneavoastră că au reacționat oamenii din biserica din Antiohia când Dumnezeu îi înștiințează, probabil cu câteva luni de zile, vedeți că vine o foamete. Când știi că vine o foamete, ascultă-mă ce spun, nu să mai petrești lucrul, viața risipind ci raționalizând anumite lucruri. Când știi că vine o foame, te nu mai faci risipă, ci aduni. Și biserica din Antiohia, dragii mei, pentru că ești înștiințată de Duhul lui Dumnezeu, și ce, ce fac? Oamenii ăștia au strâns. Au strâns nu numai pentru ei, ci au strâns ca să poată să facă bine și altora. Și, dragii mei, că este un exemplu extraordinar. La acestei biserici, sunt oameni, dragii mei, care atunci când e vorba de vremuri grele, sunt oameni care se pregătesc pentru ele și pregătesc resursele. Asta face Iosif, dacă vă aduceți aminte, în Geneza capitolul 47, după ce spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosif tâlcuiește visele pe care faraonul nu le înțelege, pe care oamenii de la curtea lui faraonul nu le înțeleg, șapte vaci grase, șapte vaci slabe, șapte spice. ce, cu astea? Fii atent care e ideea. Mi-a spus Dumnezeu, așa, vor fi șapte ani de belșug. Va fi greu de o să curgă. Dar după șapte ani de belșug, vor fi șapte ani de foamete, de lipsă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, ce face faraon? Iosif, te ocup de asta. Ce face Iosif timp de șapte ani când toată lumea arunca grâu? Și ce face? Cumpără grâu. Strânge grâu. Și după șapte ani de belșug, cum au crezut românii până în 2008, Cred cu buletinul, tot. Mă duc aminte, eram în București, toți erau pe la Kaufland, pe la Altex. Hai mă să-ți cumpăr un televizor, hai să-ți cumpăr un apartament. Așa, toată lumea, dintr-o dată a domnit criza. Pf, ne ascundeam buletinele. Pentru că am crezut uneori sau credem, dragii mei, că așa o să țină lucrurile. Ce face Iosif când toată lumea aruncă și risipește, că e belșug și cade și se strică? Iosif adună. Și Iosif adună provizii. Și când vin cei șapte ani de foamete, Iosif, dragi mei, pentru care resursele știe să gestioneze problemele. Doamne, învață-ne. Sunt... Iosif poate să facă bine. Poate să ajute, pentru că are. Ca să ai ce să dai, trebuie să ai, în primul rând. Dragii mei, vreau să ne uităm astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu să văzăm că un bine făcut într-o vreme grea nu e un lucru la îndemâna oricui, dar e necesar. Ca să poți să faci bine, am văzut, trebuie să fii pregătit pentru, pentru vremurile acestea grele, dragii mei. Acum, strânge, primește revelația lui Dumnezeu, gândește-te la toate aspectele astea, pentru că sunt foarte importante. Cred că v-am mai zis un biserică, la un moment dat, undeva la o școală, au învățat acea poezie despre grelele și despre grera și despre furnică. Ăla toată vara au cântat și furnica toată vara au lucrat și o strâns. Și acum au făcut interpretare profesoara pe, pe această poezie. No, ce învă, ce putem învăța de aici? Ce lecții am putea? Să fim mai harnici, să nu risipim, să strângem, să fim ca Furnica. Și o întreba pe unul, tu ce părere ai? Și -o, zis asta. o zice, eu am învățat, zice, și singura soluție, zice, e ca, și a, ca acest, acest grele să se căsătorească cu Furnica, că nu are altă șansă. Cam asta e. Gândește-te și la resurse. Acum, al doilea principiu pe care vreau să vi-l împărtășesc aici, dragii mei, ca să poți să faci bine, în vremuri grele vin o mare foame, dar ca să poți să faci bine, trebuie să-ți menții principiile în vremurile grele. Trebuie nu doar să te pregătești pentru vremuri grele, dar ascultăm al doilea aspect, trebuie să-ți menții principiile intacte, dacă vrei, în vremurile grele. Pentru că în vremuri de criză, dragii mei, avem două opțiuni. Fie ne menținem principiile, fie ne le suspendăm. Fie ți le menții, fie ți le suspenzi. Care e tendința noastră, dați-mi voi să vă spun foarte practic, care este tendința noastră? Bun, ne știm, dragii mei, că un principiu este generozitatea. Că noi trebuie să ajutăm. Că noi trebuie să sprijinim. Ce se întâmplă când vine criza? Te ajută pe tine și uiți de alții. Și de foarte multe ori, oameni, dragii mei, când în fața crizelor și în fața provocărilor vieții, știi ce fac? Își suspendă principiile. Dai 10 la 6 luni de zile, ai o perioadă mai grea, bă, Doamne, Tu mă înțelegi, că eu mă eu și vin apoi la Tine. Dar acum nu mai pot să dau 10 ala. Și ce facem? Suspendăm un principiu. Poate că e un principiu foarte sănătos de a ajuta pe cei săraci. Și au venit o leacă de criză păstătine, au venit o leacă de probleme poate mai mari ce facem? Ne suspendăm principiile, zicem, pentru o vreme, până ne va fi bine, că după ce ne va fi bine, vom recupera iluzia amăgitoare. Ce faci în vremuri grele? Știți ce vă la biserica din Antiohia? Nu putea să zică, bă, o să fie o foame de păstă toată lumea. Bă, strângeți provizii să avem să nu murim de foame. Frații din Ierusalim, Duhul Sfânt le va purta de grijă. Nu, ei înțeleg că sunt datori față de biserica din Ierusalim. Și știu ce fac oamenii ăștia? Aleg ca din ceea ce strâng să dea și pentru alții. Aleg la nivel de biserică, dragii mei, să nu suspende principiul acesta. Aleg la nivel personal, pentru că spune, au hotărât ca fiecare să dea după ce? După cota care au fost pusă în biserică. După puterea lui. Ce faci? Când vin crize, îți suspens principiile sau ți le menții pe mai departe? Un an de zile, dragii mei, Pavel și cu Barnaba învață biserica din Ierusalim, din Antiohia, cu siguranță că una dintre învățăturile a fost și învățătura despre generozitate. Asta se întâmplă în Ierusalim, asta fac și la Antiohia. Barnaba este, și apropo de asta, au avut un profesor bun aici, pentru că Barnaba e omul ăla care a vândut din chestii pe care le-au avut și le dat pentru biserică. Și un profesor credibil. Înainte să predea lecția asta generozității bisericii din Antiohia, ascultați-mă, Barnaba a practicat-o. Înainte să l spui altora ce să facă, trebuie să faci tu lucrurile acestea. Înainte să-i spui pe unii să meargă pe undeva, trebuie să mergi tu. Și asta face Barnaba, dragii mei. Vreau să vă spun aici legat de principiile câteva principii de generozitate, pentru că nu trebuie suspendate, ci trebuie menținute. Ascultă-mă. Generozitatea, dragii mei, vorbesc din perspectivă biblică. Generozitatea, dragii mei, nu trebuie să fie spontană, bazată pe emoție, ci trebuie să fie principială, bazată pe rațiune. Ascultă-mă. De foarte multe ori, noi reacționăm la chestii emoționale, la un filmuleț, la o poveste faină, la o chestie lacrimogenă și ne venim, de... ai, ai tendința să dai tot ce ai. Și tot e pe emoție. Dar ascultă-mă ce spun și vei spune, bă, eu sunt o persoană bună, am us trei săptămâni, nu știu care au fost, bă, așa, mă venit pe inimă, așa. E ok, dar ascultă-mă, generozitatea din perspectiva biblică nu e o chestie spontană. Ci e o chestie, ascultă-mă, de, ascultă-mă, omul lui Dumnezeu, ci de principiu. E o chestie de principiu. De-aia, la nivel de biserică, și sunt unii care s-au supărat pe noi, dar în urmă cu ceva timp, cu mai mulți ani de zile, am stabilit la nivel de biserică, ascultați-mă, eu ca păstor, eu ca păstor nu ofer nimănui bani care vine să ceară. Există un departament administrativ financiar în biserică, există un departament social aici care analizează fiecare casă. Vă spun de ce. Pentru că dacă eu predic acum, eu sunt foarte empatic cu tine. Și dacă vii să-mi spui, dă-mi 100 de lei că mor de foame. Și dacă nu am la mine, fraților, luați de la biserică 100 de lei. Azi odată, mâine odată, până rămâne fără buget. Și de ce? Pentru că eu reacționez emoțional. Și mi-am dat seama atunci și am învățat o lecție, ascultați-mă, eu am era, mă duc mi-a zis că Lina, atunci vă zice, în ritmul ăsta, noi nu o să mai avem buget la biserică. Pentru că la mine oricine venea era o persoană foarte empatică. Și mi-am dat seama, dragii mei, că asta nu e generozitate. Generozitate înseamnă o chestie de principiu, nu o chestie spontană, emoțională, neapărat. Noi trebuie, dragii mei, să ne organizăm în direcția aceasta. Spune versetul 29, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 29, ucenicii ce au făcut? Au reacționat. Au hotărât. Și aici cuvântul, dragii mei, înseamnă după o judecată cumpătată. Nu pe moment, nu spontan. Uitați-vă la versetul 11. Ucenicii au hotărât să trimită. E o chestie, dragii mei, organizată. Nu e o chestie spontană pe moment. Mai mult de atât, dragii mei, generozitatea oamenilor bune lui Dumnezeu, ascultați-mă, nu trebuie să fie ocazională. Pentru că foarte mulți o transformă o chestie de ocazie. O fac, am făcut -o de două, trei ori pe an, e bine, e suficient. Ascultă-mă, generozitatea e, e un lucru, ascultă-mă, nu ocazional, ci trebuie să fie un obicei. E un obicei pe care trebuie să-l practici, și apostolul Pavel stabilește obiceiul acesta în bisericii pe care le plantează. Și cu alte cuvinte, învățătura lui Pavel, pentru că noi, dragii mei, ne constituim pe învățătura apostolilor. Și uitați-vă care e învățătura apostolică în direcția aceasta, 1 Corinteni 16, vă rog, de la versetul 1 până la versetul 2. 1 Corinteni 16, începând cu versetul, spune Pavel așa, întâi. cât privește strângerea de ajutorare, zice, pentru Sfinți să faceți și voi cum am rânduit bisericile Galatei. Și versetul 2. În ziua, fiți atenți care este principiul, zice Pavel. Nu spontan, bă, după cum vă vine, după o predică sau nu știu dacă aveți un vis, că trebuie să dați bani. Zice, în ziua din tâia săptămânii, când? Și asta era duminica, ziua din tâia săptămânii, adică duminica, în ziua din tâia săptămânii, unii din voi dacă vreți. Dacă vă mișca Domnul, Treceți pe la caserie. Nu. Câți? Fiecare din voi să pună deoparte acasă, consus sus cu nevasta, dragă îmi pare rău, nu mai poți cumpăra fuste că trebuie să dăm bani la biserică. Nu, ce spui? Facă-se voia Domnului. De ce ne ascult? Vorba unui prieten. De nevastă sau de domnul? Asta e un test greu. Acasă, ce va putea după câștigul, fiecare după puterea lui. Ca să nu se -l, auziți, să nu se strângă ajutoarele, ca să, se, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Trebuie să organizăm lucrurile astea. În biserica primară, că toți vrem biserica primară, Duhul Sfânt, minuni, dar și bani. Toți vrem botez cu Duhul Sfânt. Dumnezeu, când vine, ascultați-mă într-o biserică, stabilește și asta. Fiecare. Adică, dragii mei, o chestie de consecvență. Cât ești de consecvent cu dărnicia? Cât ești de consecvent cu la. Ce faci în criză? Suspens principiile? Spune și după puterea lui. Pentru că, ascultă-mă, giroistatea, cum am mai spus în biserică, nu se, nu se ține după suma dată, ci după sacrificiul pe care le depui. Fiecare după puterea lui, cum nu poate să dea mai mult, altul poate să dea mai puțin. Dar toți trebuie să dea, spune Biblia. Acum, mai bun, de ce vă spun asta? Că am făcut colecta, ați văzut, n-am făcut-o la urmă. Puteam să punem colecta la urmă, nu-i despre asta. E vorba, ascultați-mă, să vă conștientizez. Pe mine și pe voi toți. Că, dragii mei, asta e o chestie a Bibliei, e o parte din Biblie. După puterea lui, spune aici. Și când o faci, să o dai din inimă. Doi corinteni, de la 8 la 1 la 3, spune să dea cu bucurie. Să dea din inimă. Nu constrângi, cum am văzut, într-un într principiu anterior, din convingere și nu din constrângere. Ajută-ne Domnul asta. Ascultă-mă foarte important lucrul ăsta. E foarte important să înțelegi principiul ăsta, că trebuie să faci bine, nu numai doar când ți bine, ci și când ți greu. Dați-mi voie să vă dau un exemplu care pe mine m-a mișcat puternic. Doi unul împărați capitolul 17. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Vă rog să ascultați aici. Dumnezeu îi spune lui Ilie, scoală și du-te unde? La Sarepta. Îi foamete, nu mai plouă, Părâul de la Kerit și Dumnezeu îi spune lui Ilie, du la Sarepta. Nu fii atent, vezi că acolo e o văduvă din Sidon, căruia i-am poruncit. Unei femei văduve să te hrănească. Bun, Ilie zice Biblia că s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă, să ne spun că era foamete, care strângea lemne și a chemat-o și a zis, du-te și adun-te, rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea, apropo, pe lângă apă, dăm și ceva de mâncare. Și auziți ce spune femeia? Deci adu-mi o pâine, o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns. Viu este Domnul Dumnezeu. Că n-am nimic copt. N-am decât cât? Un pum de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior. Și iată că strâng două bucăți de lemne, apoi, fii atent, te rog frumos să înțelegi că nu am să-ți dau. Că n-am numai pentru mine și pentru copilul meu. Ce spune femeia asta? Ascultă, e ultima masă pe care o mai avem și vreau să fii și tu prezent în mi-e greu, nu mai am nimic. Dar știi ceva? La ultima asta masă nu vreau să fiu numai eu, pot să vii și tu. Mâncăm și după aia murim toți. De ce credeți că Dumnezeu, dragii mei, a că e necesar să consemneze mărturia acestei femei în Scriptură? Nu mai e bogat, doamne, că îl are, îl are firmă, la poate să dea normal. Dumnezeu, ascultați-mă, ne va cântări credincioșia nivelul de sacrificiu ca să ne poată oferi nivelul de binecuvântare. dați vă la femeia aceasta, la văduva din Sarepta. Și al treilea lucru, ca să poți să faci bine, fă bine într-o vreme grea, pentru că toți poți să facă bine când e bine, dar când e greu, Acolo adevărat o test al și ei. Al treilea aspect, ca să poți să faci bine, trebuie să profiți, ascultă-mă, de oportunitățile care apar în vremurile grele. Ca să faci bine, ca să poți să faci bine, trebuie să profiți de oportunitățile care apar în vremurile grele. Winston Churchill a zis o chestie efectiv genială, a zis în felul următor, există două categorii de oameni, pesimiști și optimiști. Și o să fiți atenți, Pesimistul vede numai probleme în orice oportunitate. În timp ce optimistul în orice problemă vede câte oportunitate. Din ce categorie faci parte? Vine criza. Ferească Dumnezeu, murim de foame. Nu. Oamenii, ascultați-mă, îi vedeți cumva reacționând instinctiv? Nu. Îi vedeți cumva plângând, jeluindu-se? Nu, oamenii, uitați-vă, dragii mei, oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca și veni, că asta e prorocie care să împlinește, nu din aia, va veni, dar nu mai știm când vine. E o prorocie concretă, e o prorocie care se împlinește și spune Biblia că o venit foametea. Dar ăștia din Antiohia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au hotărât și ce au hotărât, au împlinit. Și au zis, strângem și dăm și la ea din Ierusalim. Pentru că avem principiul ăsta, noi în vremuri grele nu ne suspendăm principiile. Noi în vremuri grele suntem credincioși. Generozitatea nu se oprește în vremuri grele. Dar mai mult de atât spune, ascultă-mă, uitați-vă ce văd. E o oportunitate. Privește o criză ca o oportunitate. Știu că e greu pentru român să vadă asta. Că noi suntem foarte fataliși și resemnați. Dar, dragii mei, în probleme, în crize, Dumnezeu deschide ușa oportunităților. Ascultați-mă, asta nu e dintr-o evanghelie a prosperității. Nu e dintr-o gândire motivațională. Oameni buni, e vorba de ascultați-mă de ceea ce Biblia ne spune, de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vreau să înțelegi un lucru și vreau să dau un exemplu. Să întăresc lucrul acesta. Unul Corinteni în 16, cu versetul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și uitați-l pe Pavel, dragii mei, zice, uh, va, voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime. Și spune versetul nou în felul următor, că ce? Rămân la Efes. Dar zice că mi s-a deschis aici o ușă. Adică o oportunitate mare și o largă. Și sunt ce? Binecuvântări. Dar și probleme. Am potrivnici. Damă o oportunitate să predic Evanghelia? La ce te uiți? Vai, mulți potrivnici, hai să plecăm, să evităm cetatea. Noi plecăm din Efes. Nu, zice Pavel, mi s-a deschis o ușă mare și o largă. Pot să predic aici. Acum e momentul să predicăm Evanghelia. La ce te uiți? La ușa aia largă sau te uiți la potrivnici? Există o categorie de oameni, ascultați-mă, care se uită numai la probleme. Pavel se uită la oportunități. Slăvi să fie Domnul. Ăsta e momentul. Tocmai într-o criză, ascultați-mă, creștinii trebuie să se remarce. Într-o vreme în care toți fug, creștinii rămân. Într-o vreme în care toți se plâng, dragii mei, creștinii binecuvântează și acționează. Slăvi să fie Dumnezeu. Asta face Pavel. Dar ascultă-mă când spun că trebuie să profiți de oportunități. Profită de oportunități, nu de oameni. Profită de oportunități, nu profita de oameni. Este cu totul altceva. Ce oportunități? Uitați-vă la Biserica de Antiohia. Este oportunitatea de a-și manifesta recunoștința. Le este greu la frații din Lusalim ăștia. Toți au avut un entuziasm că au vândut averile toți. Bă, dar din ce trăiesc ăștia? Uh. Mi l-au trimis pe Barnaba ne-au cercetat, ne-au vizitat, ne-au trimis pe Barnaba și Barnaba de un an de zile a pus temelile doctrinare în biserica noastră. Și a zis, a, zice Biblia că nu Barnaba o hotărât, nici Pavel, că era învățau acolo. Cine, -a, cine a făcut-o? Uce? Ucenicii au hotărât. Ce au hotărât? E greu, e foamete, dar tocmai acum vrem să ne arătăm recunoștința față de biserica din Ierusalim. Ei ne-au trimis ce am avut mai mare nevoie de un învățător. Ce le trimitem noi? Ce au ei mai mare nevoie acum de salutări? Domnul să vă binecuvânteze. Suntem alături de voi, postim și ne rugăm pentru voi. Mai mult de atât, au zis, Barnaba și Pavel vă rugăm, luați banii ăștia și duceți-i la Ierusalim. Pentru că vrem, în criză, să nu ratăm oportunitatea de a face bine. Să ne arătăm recunoștință. Poate vremuri grele. Dar te rog frumos să te uiți puțin în cercul tău relațional. Există oameni care atunci când ți-a fost greu, te-au ajutat. Ce-ar fi să te uiți mai larg puțin? De câte ori ne-a arătat oportunități de a face bine, pentru că te gândit numai la tine? Mă rog în dimineața asta Duhului Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze în direcția asta. Biserica din Antiohia, o biserică recunoscătoare, ce oportunități, dragii mei, să iubesc în vremuri de criză? Oportunitatea de a-ți manifesta recunoștința. Dacă vreți, oportunitatea de a investi în lucruri veșnice. Oportunitatea, mai apoi, dacă, dacă vreți, oameni buni lui Dumnezeu, oportunitatea de a răspunde Evanghelia, oportunitatea de a face fapte bune, sunt atâtea oportunități pe care n-ai voie să le ratezi în vremuri de criză, în vremuri grele. Și cu asta vreau să apropiu de încheiere. Săptămâna, zilele acestea, de fapt, am avut pe inimă o chestie m-am gândit la cineva și a, parcă Duhul lui Dumnezeu a tot, tot atrăgea atenția asupra acestei persoane, Mi-a tot revenea în minte a, și gândul a fost Dorel, trebuie să-l ajuți pe omul ăsta acum a, e o perioadă în care am făcut niște investiții și am a zis cumva lui Dumnezeu, Doamne, nu mă termin cu astea și după aia dau. Cam așa am vrut, știți? Și totuși de câteva zile, săptămâni mai bine zis, nu tot fost mă minte chestia asta, fă bine, fă, uite la omul ăla, fă un bine, fă un bine. Și parcă am pasat puțin, pentru că îți vine, știi, Doamne, până vine ăla, până salarul, până nu știu ce, după aia fac. Um, și într-o zi mi-am luat inima în diți, și buzunarul, portofelul și am făcut gestul ăsta. Trebuia să fac probabil mai de mult. L-am făcut. Știu că pentru persoana respectivă a fost la momentul potrivit. Acum el s-a bucurat, eu am rămas cercetat. Doamne, dar așa am nevoie. Știu, dar trebuie să ajuți și am făcut-o vei spune a, te-ai pus pe tine acum să... am făcut gestul ăsta neștiind că de mierguri încoace Duhul lui Dumnezeu deși eu mi-am planificat să predic altceva în dimineața asta să merg pe o altă linie să merg pe prorocie dar efectiv Duhul lui Dumnezeu spune nu, trebuie să mergi pe, despre a face bine mă gândesc cum aș fi putut predica mesajul ăsta în dimineața asta Fă bine în vremuri grele, nu suspenda principiile. Fii bun și când e greu. Și am făcut-o. Nu mi-a fost ușor. Uh, dar o să vă spun un lucru. Dumnezeu mi-a dat o lecție aseară. Dumnezeu mi-a dat o lecție aseară după, după câteva zile. M-am întâlnit cu cineva și a zis, Dorel, vreau să... Vreau să... Vreau să am ceva să-ți ofer în numele Domnului. Un verset și ceva. Și vreau să vă spun față de ceea ce am oferit eu după nivelul meu de sacrificiu Dumnezeu după câteva zile mi-a oferit de opt ori diferența în plus. Aparent n-are nicio legătură. Aparent. Și și ce mi am dat seama încă o dată? Fii bun și când e greu. Dăruiește când toți se gândesc că, băi, greu și nu mai ajungi. Pentru că Dumnezeu e același. Dumnezeu e bun față de noi. E credincios. Avem tendința asta când este greu, știi, să găsim scuze. Să întrerupem 10 ani la donațiile, ajutorarea unui om sărac. De multe ori ne destrângem la noi. Și el mi spune: Dăm oportunitatea să te binecuvântez. Lasă-mă să te binecuvântez. Rick Warren, ți-a zis de el, povestea ricoară în urmă cu 45 de ani când m-am căsătorit în ziua Nunții, am stabilit cu soția când, eu zis, toate cu offering, cu dar, cum știu, am zis, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și un principiu pe care îl vom respecta, o zis, eu și cu soția mea. L-am spus înainte lui Dumnezeu. Și l-am spus înaintea unui lider care dăm la de viața noastră. Să ne întrebim în fiecare lună când ne întâlnim cu tine dacă am dat sau nu a. Și am hotărât împreună cu soția mea, zice, să dăm 10%, a. Asta a fost în primii ani. După ceva timp, am zis, bă, dacă dăm 11%, hai să mai creștem puțin. Și am dat 11%. Și a zis, după ceva timp am dat 12% și după ceva timp am dat 13%, am ajuns la 15% la un moment dat. Zecioială. Și la un moment dat, povestește Rick Warren, o venit o vreme atât de grea în viața noastră, financiar, numai din probleme în probleme. Primul instinct, o fost să-i spun, Doamne, acum Tu mă înțelegi. Eu am dat 15, acum ăia care am dat în plus compensează. Ăsta a fost primul instinct. Să negociez cu Dumnezeu. Să suspend principiile în vremuri grele. Dar ceva nu m-a lăsat. Și zice, când am fost eu slab, a fost nevastă mea tare. Nici să te gândești. 15% după aia restul. Și povestește Rick Warren, câțiva ani de zile am fost tot așa. Sus, jos, sus, jos. Doamne, dar mai țin 15%. Și-a spus, după, după câțiva ani de încercări, am rămas consecvent, cu 15%. M-am pus, spunea Ricu, oară în urmă cu mai mulți ani de zile să scriu o carte. Mi-a venit o idee, viața condusă de scopuri. Și când am scris cartea asta, i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, aveam duel că o să aibă succes, că o să fie bună de ceva. Și-am zis, Doamne, uh, uite ceva, cartea aceasta o scriu, sunt principiile Evangheliei. Și a zis, Doamne, spun un lucru, indiferent de cât de multe sau de puține copii se vor vinde din cartea asta, Doamne, fac un lucru, ascultă-mă aici. 90, nu, 91% din veniturile, din, din casăle pe cartea asta, le voi da lucrării tale. 91%, 9 mi-l las pentru mine. Inițial o zis, m-am gândit că poate nu-mi scot nici cheltuielile de editare, de printing. Și am luat un foto, o hotărâre fermă înaintea lui Dumnezeu. 91% din venitul acestei cărți le voi dona lucrurile Vreau să fiu binecuvântare pentru lucrarea ta, pentru oameni. Și ce a început cu o promisiune? Spunea Rick Warren, am ajuns să trăiesc o binecuvântare. Cartea Viața Condusă de Scopuri, ascultați-mă, s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare în toată lumea. Îi tradus în 127 de limbi. Peste 50 de milioane de exemplare și încă se vinde. Și spunea Rick Warren, mi rușine deja și cu ăștia 9% că spre mulți. Dar m-a întrebat cineva la un moment dat, o zis, m-a întrebat cineva la un moment dat, o zis, zic, ce crezi tu despre cartea? Bă, de ce are așa de mult succes? Pentru că mi-a dat-o Dumnezeu să o scriu. Și eu zis, unul bun, Ric, dar de ce crezi că ți-a -o dat-o tamanție, Că uite, eu scriu, cred că mai bine ca tine, Oleac. Și eu zis, Ric, ascultă-mă, știi de ce cred? Nu că scriitor mai bun, nu că sunt mare teolog, dar cred că Dumnezeu mi-a dat cartea asta. Și are așa de mult succes, pentru că Dumnezeu o știu ce fac cu banii. O știut cum voi gestiona problema asta și că nu o să mă mai... Pentru că am trecut prin voi, pentru că am trecut prin situații în care am fost izbitit să-mi negocesc principiile, să le suspend. Dar pentru că am rămas pe nicio, sunt convins că Dumnezeu m-a binecuvântat. Mulți oameni Poate nu putem cuantifica câți oameni au fost schimbați doar prin cartea asta Dumnezeu, prin principiile Evangheliei expuse în cartea asta a lucrat. Unul din ei este cel mai mare, ascultați-mă, sportiv din istoria jocurilor olimpice, Michael Phelps, are 20 și ceva de medalii de aur. Cel mai mare înotător din istorie, dar e și cel mai mare sportiv din istoria Jocurilor olimpice, cel mai medaliat atlet din istorie. E un american, Michael Phelps, care în culmea succesului cu șapte medalii de aur la gât, într-o seară stăteam, zice, în livingul meu în cameră și am vrut să mă omor, pentru că nu mai găseam niciun scop în viață. Și un prieten, un prieten de-al meu mi-a trimis acasă o zi Michael zice citește-te o carte asta, am pus mâna într-o seară pe cartea, viața condusă de scopuri când am terminat-o dimineața mi-a schimbat viața, l-am descoperit pe Dumnezeu e doar unul, pentru că ascultă-mă ajută nu doar în direcția asta ci ajută și spiritual Doamne, vrem să fim buni amen? amen. Hai să ne în picioare Fii bun și când e greu. Fii darnic și când eți vremuri de criză. Biserica din Antiohia e o biserică diferită. Să nu vă mirați că Duhul lui Dumnezeu a folosit tocmai biserica asta să ajungă să răspundească Evanghelia până la marginile pământului. Și de ce? Pentru că e o biserică care a luat în seamă pe Dumnezeu în serios. E o biserică care a renunțat la preconcepții. E o biserică, ascultați-mă, care atunci când alții se închid numai pentru ei și nevoile lor, e o biserică care e sensibilă cu nevoile altora. E o biserică recunoscătoare. E o biserică care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu până la sacrificiu. Asta, dragii mei, asta este o biserică sănătoasă și mă rog din toată timpul, dacă îmi doresc ceva pentru Biserica Geneza, îmi doresc ca Dumnezeu să ne facă să fim o biserică sănătoasă, o biserică vie, o biserică dinamică. Și nu uitați că suntem la cina Domnului și vreau să ne rugăm, vom intra în părtășie cu Domnul nostru la masă. Nu uitați că cea mai mare lecție de generozitate din istoria omenirii este jertfa lui Isus Hristos. El s-a făcut sărac, măcar că era bogat, zice Biblia, să ne bogățească pe noi. Fica Isus. Haideți să intrăm în rugăciune, să ne cercetăm înainte lui Dumnezeu și mai apoi să ne împărtășim.